Vești bune pentru cei care au în plan schimbarea mașinii. De astăzi s-a dat startul programului Rabla Plus. Bugetul total alocat acestui program este de 198 de milioane de lei. Asta înseamnă că vor fi acordate circa 30.000 de tichete de casare celor care vor să își schimbe mașinile vechi cu unele noi. Fiecare proprietar de mașină va primi în schimbul fiecarei rable suma de 6.500 de lei, dar este obligat să își cumpere o mașină nouă, nu una second hand. Reprezentanții Ministerului Mediului spun că datorită acestui program, pe piața auto din România vor intra circa 50.000 de mașini noi. Românii care vor să profite de acest program ca să își cumpere o mașină hibrid sau una care are un grad mic de poluare vor beneficia de un cuantum mai mare al subvenției. Astfel, pentru cei care își cumpără o mașină hibrid, pe lângă suma de casare de 6.500 de lei, statul mai acordă 1.700 de lei. Pentru cei care vor să își cumpere o mașină al cărui motor are o emisie de 98 de grame la 100 de kilometri, statul mai acordă în plus 1.000 de lei. În total, suma primită prin programul Rabla Plus se poate ridica la 9.200 de lei. Diferența până la prețul de achiziție al unei mașini noi va merge, desigur, din buzunarul sau din contul cumpărătorului. Noi ne dorim ca în fiecare an numărul de prime de casare și numărul de mașini noi introduse pe piață să fie în creștere. Astfel, reînnoirea parcului auto să fie în permanentă creștere, pentru sănătate, dar și pentru calitatea aerului, pentru că reducem în acest fel poluarea. Ne gândim de asemenea și la siguranța cetățenilor în trafic și nu în ultimul rând și la industria producătoare de autovehicule din România, a transmis ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Programul Rabla a ajuns în România la cea de-a 14-a ediție. Datele statistice arată că la finalul anului trecut, parcul auto al României număra aproape 8 milioane de mașini. Dintre acestea, doar 287 de mii erau mașini noi. În 2017, înmatriculările de mașini în România au crescut cu aproape 9% față de 2016.